În imediata apropiere a Palatului Comunal sunt trei străzi pe care anul trecut compania de apă a efectuat lucrări la infrastructură. După finalizarea acestora a fost licitată reabilitarea și modernizarea lor, iar de ceva vreme se lucrează zi de zi. Vorbim de cele trei străzi din zona centrală a orașului, Ostrovului, Griviței și Mircea Bădulescu. Licitația a fost efectuată în iarnă. Deja lucrările sunt într-un stadiu avansat. Deși se află în zona centrală a orașului, străzile Ostrovului, Griviței și Capitan Aviator Mircea Tebădulescu au cam fost uitate de administrația locală și ajunseseră într-un stadiu avansat de degradare. Atât carosabilul cât și trotoarele erau măcinate de vreme și pline de gropi adânci și deveniseră aproape de necirculat, încă înainte de începerea lucrărilor la conductele de apă. Ele se află deja în curs de reabilitare și în același timp vor fi modernizate. Am avut o întâlnire pe teren împreună cu domnul primar și toate firmele de cablu din municipiul Buzău pentru a stabili detaliile proiectului pentru introducerea în subteran a tuturor cablurilor. S-a luat decizia de asemenea de a fi înlocuiți toți stâlpii de iluminat cu stâlpi ornamentali dotați cu lămpi cu LED, astfel încât să avem un iluminat eficient, dar și să-i spunem plăcut celor aflați la promenadă în zona centrală. Municipalitatea va iniția un contract separat cu o firmă de specialitate pentru coborârea în subteran și a cablurilor de pe străzile adiacente, pentru ca toată zona centrală să fie unitară din punct de vedere estetic.